Nu avem nevoie de voi, no, 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 no. Nu mă așteptam să fii târfă chiar tu. Yo, Pantelimonesilor, sunteți gata de un nou episod și ce episod? Un episod cu mii de icon pack pe contul meu, chiar cu 17 ore înainte să dispară. Am promis, îl facem pentru că surcoiul de aur se ține de promisiune, dar înainte să începem vreau să rupesc masiv butonașul, fraților, ca să pice ceva, nu? Și dacă nu sunteți abonați, m-aș bucura să dați cu subsemnatul și să bifați și clopoșcelul. 3 squaduri, 2 de 85 și 1 de 88. Hai să vedem ce am băgat înăuntru, nu? Au, e gol. A, nu, avem pe bancă, da. Am pregătit aici. Cerințele sunt așa, până punem jucătorii, citim cerințele. Minimum Team of the Week sau Team of the Week Moments. Așa, rating 85, chemistry 60 și 11 jucători pentru că, da, nu avem nicio poziție blocată. Îl băgăm și pe Sarabia, e 86. Cei 85 sau sub 85 trimitem la FUT Champions Premium Upgrade, cei peste 86 folosim la SPC-uri ca să economisim bani. Iau, iau. Nieto, iau. Pachet, pișățel. Așa, mai departe. Mai departe, să vedem. Tot 85, dar cred că e, da, e altă formație. Formația Nicu Paleru și Pantelimonesi. Tot așa, minimum Team of the Week sau Team of the Week Moments. Aceleași cerințe, doar că formația este diferită. Vedeți și voi ce am băgat. Kingsley Coman, Regele Coman, Florinel Coman. Da, na, băieța și cel mai high rated e Coman de 86, mulți de 85, 84 și un 83 in form. Pentru un alt pachet cu 2 jucători rari, da. Iar ultimul, Jupănescul, de 88. Aici băgăm Big Boy, că avem și carduri speciale. Primul este Bartra, dar să citim cerințele. 88 rating, 50 chemistry, 11 jucători. Da, fără Team of the Week, Team of the Week Moments. Marez, de 88 roșu. Guerreiro, footbirthday, singurul card pe care l-am prins din 85 de pachete pe contul ăsta. Senzațional și din peste 300 pachete am prins doar 2 carturi footbirthday. Cine a văzut live, de fapt cine a văzut live-urile, că nu unul, au fost 3 live-uri, am deschis în total peste 300 pachete și mi-a dat 2 carduri footbirthday. Ambele untradeable, Guerreiro foarte ieftin și Corea foarte ieftin, adică da. Deci ce băgăm? Bartra, Guerreiro, Arnold ăsta ar fi cred că 200 de mii, da, 200 de mii. Guerreiro ieftin și în rest jucători de SBC până la Mares, inform, nu știu cât costă. Bartra e de la obiective, ăsta e 40.000 maxim, da, 50, restul jucători de Pluton. Beau și cam ăsta a fost, am promis mi dai că nu l-am dat, frate, pentru că așa e la noi, nu? Și dacă pic o bombă de jucător la amiază, mai facem unul fix înainte să iasă, dar trebuie să fie bombă, ceea ce nu cred că o să se întâmple. Haideți să mergem să îl deschidem, dar înainte, pentru cei ce nu știu, asta este echipa noastră. Urmează să luăm astăzi, să luăm astăzi pe Fred și pe Son sau Marez, încă nu sunt hotărât. Vedem cu ce o să jucăm la Weekend League și mai îmi trebuie un left back pe care na, o să-l cumpărăm. Bun, hai să deschidem pachetele. Shit. Fii atent că trebuie să mergem pe web, no. No, trebuie să deschidem de pe web, fraților. Am uitat că am peste 80 de pachete. Bine. Doar primele 30 le arată. Și ăla ne bagă ultimul. Hai să mergem pe web, că n-avem ce să facem, din păcate. Nu-mi place că trebuie să-l deschid de acolo. Că nu o să văd așa, nu o să mă țină în suspans, o să-mi dea direct icon-ul, dar altă variantă nu am. Da, iată, ne ajung și aici pe web, 82 de pachete, hai să le dăm așa repejor, le și vedem, să nu vă uitați la ele că o să amețiți. Dacă te uiți atent, chiar amețești. Trebuie să ajungem întâi la aleature, shit, player spec. Am trecut de ele? Stai să mi dai că nu unde-i băgat. De Pantelimon nu mă ție băga, mă, mi dai că nu, că nu e ultimul.
Băi, dați-mă, a, uite-n, mi dai că nu. Și juc aveam Turer Gold Player Spec, da, alea, unde pantelimonul meu sunt? Că trebuie să le deschidem și pe alea. Dacă ni le-a dat de la SBC, da, uite-le aici. Pe ăsta nu, deci 1, 2, 3. O, și oare poate să dea ceva, hai să încercăm totuși, dacă îmi dă un bol. Oh, wow, au Thiago. Bă, nu e rău, coaie. What the fuck? 30.000. Bă, oh, not bad. Mulțumesc. I-am zis, bă, dacă îmi dă un board, e ok. Da. Mai departe. Dă-mi, frate, și un Ica, nu știu. Mai departe. Avem un 83 Iniesta. O Oyarzabal. Iniesta în club. Iar ultimul pachet. Unde? Turer trebuie să fie. Opa, 84 board. Iniesta board, Pizzi board. Și Workout Thiago. Ok, mulțumim. Acum sper să îmi dea ca lumea ceva like, în frate, dacă nu e de like, ne-am pișat pe noi. Bă, na, toată lumea se gândește la un like de top, dar aș vrea ceva ce pot să folosesc. Uite, chiar și Roberto Carlos, frate, chiar și Zambrota, parcă e left back mid. Ar fi bun. Dar să nu-mi dea coaie o bășină. Hai, da-ia. Știți cum mi-a dat Trezeghe din Prime Icon. N-am ce să fac, înțelegeți? Dar până la urmă mi-am asumat riscul. De nici nu știu cât mai costă SBC-ul ăsta. Era 700.000 acum câteva. Acum ieri parcă sau. Da. 600, 700. Mi-am asumat riscul. Hai mă. Dă-ne mă ceva bă. La, dă-mi bă și mie un like, bă, măcar un an 3 de vă like, că ne-am dat, nu mai putem să schimbăm și avem Figo 90, Luis Figo 90 și dispare, ăsta e 600.000, cât am dat pe SBC, atât am luat, dispare James, da, bă, e jucabil, e icon jucabil Figo, Portugalia, dacă îl deschideam în joc, era... putea să fie Eusebio. Bă, e jucabil, înțelegi? Nu mi-a dat... nu mai pot să fac un icon pentru că nu mai pot. Atât am dat, atât am scos. Și trebuie să-l folosesc, deși James ăla mi se pare... nu știu, 98 pe aici. Da, Vigo probabil e mai bun. Weak foot-ul și alea 4-4, o problemă la medium ăla, dar sunt mulțumit cu ce mi-a dat, fraților. Astăzi o să-l testăm la Weekend League, pregătiți-vă, pentru că se anunța fi show cu Figo, un nou icon. Asta a fost episodul, sper că v-a plăcut, eu am fost Surdaciu, vă ați și rămâneți pe viață cei mai tari și până data viitoare, dăm cu pace, stime, iubire, credință și a big boy, a big smoker, respect pe viață!